Și mai avem o scrisoare pentru Șpic? Șpic! Iar noi ultimii. Eu o să plâng și la el și la mine. De ce să plângi mai? De ce mai să plângi mai? Hai, Șpicule! Că eu plâng mereu. Ia să vedem. Ia! Ia! Spic, cea mai bună alegere pe care am putut să o fac este să vin cu tine în Asia Express. M-am descoperit pe mine lângă tine, m-am descoperit pe mine datorită ție și te-am descoperit pe tine așa cum n-aș fi făcut-o acasă. Ești mai mult decât credeam, ești foarte puternic, ești foarte smart. Ești omul lângă care cu siguranță vreau să-mi văd viața de acum încolo și probabil o să plâng. Nu știu de ce mereu plâng. Îți mulțumesc că ești al meu și că mă lași să mă bucur în fiecare zi de tine și o să plâng. Aici am descoperit că ești exact așa cum doresc eu să fie bărbatul de lângă mine. Oh, ce frumos! Ce drăguț! Dacă am trecut de Asia Express împreună, nu cred că poate fi nimic care să ne desparte și sunt sigură că am descoperit aici că ai avut dreptate. Suntem făcuți unul pentru altul. Ce pot să zic aici, probabil nu o să ți-o zic în față foarte des, este că 90% din timp ai dreptate! Yes! Bravo! Am dreptate! Nu o să ți-o zic eu. Și că lucrurile făcute foarte bine le faci tu. Asta nu o să ți-o zic în față niciodată. Da. Bravo. Ce mă să fiu orgolioasă, bă, zi, bă, lucrurile. Păi am zis, ai dat un mesaj. Da, mă, cum să nu simt emoții? Băi, eu sunt un tip foarte emotiv, să știi. Eu plâng la filme acasă. Eu aici mă controlez foarte mult să nu plâng. Consider că plânsul trebuie să fie doar al meu. Mă controlez foarte mult. Bă, și ce greu e să nu plângi. Fă-leu, când e ceva foarte emoționant. Da, eu abia așteptam să termin scrisoarea aia, să o citesc, ca să trec peste acele emoții, pentru că eu mi-i tremura piciorul să... Fai, mă gândeam, te rog eu să nu plângi ca balanul la televizor. Hai, pregătiți șervețelele. Ah, Ștefania, șoarece. Mă bucur foarte mult că m-am luat după tine și am ales să vin aici în Asia Express. Așa cum ziceai și acasă și eram și eu foarte sigur că va fi o experiență unică și că această experiență o să ne unească și mai mult. Am descoperit la tine foarte multe lucruri frumoase, mai multe lucruri frumoase decât urâte. Uite că nu ne-am certat, toată lumea de acasă se aștepta să ne certăm. Și așa cum această experiență Asia Express este unică, tot așa o să fie și relația noastră. Consider că orice cuplu are nevoie de Asia Express. Pentru că noi aici am fost puși la niște încercări foarte, foarte grele. Și dacă nu ne-am certat, nu văd acasă cum am putea să ne certăm vreodată. Îmi pare bine că primul tău contact cu televiziunea a fost un reality show atât de greu, pentru că nu te-a schimbat deloc. Eu știam că tu ești așa, dar aici mi-am demonstrat din nou că nu ești falsă, nici vis-a-vis de mie, nici vis-a-vis de oamenii de acasă. Eu apreciez cel mai mult la tine treaba asta, că nu vrei să pari ceea ce nu ești. Abia aștept să ajungem acasă, să ajungem la Bimbo și mă bucur foarte tare că faci parte din viața mea. Oh! Experiența asta pentru mine a fost un test foarte mare și eu 100% pot spune că mă văd cu tine toată viața mea, pentru că nu văd o altă persoană care e mai potrivită, cu care să împart eu viața. Nu mi-o imaginez, mi se pare că ai tot. Tot ce vreau eu, tu ai. Te iubesc foarte, foarte mult. Totul m-a impresionat și m-a emoționat. Dar finalul cu te iubesc și că ești exact așa cum doream și a zis lucrurile exact așa cum mi le-aș fi zis eu mie dacă îmi doream să fiu el, dacă eram în pielea lui, așa aș fi vrut să mi le spună cineva și așa mi l-a spus. Hai un pic! Trebuie să fii unică treaba asta. Nu, 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 nu! Haide! Vrei să fii soția mea? Haide! Da? Este! Este! Aveți și nașii aici, e bine? Asta, da! Bravo, băi! Bravo, băi! Stingule, băi! Sper să fie pentru prima și ultima oară când vin în Asia Express și când fac acest gest. Bă! Șpic, bravo, 10. Mi-a plăcut. A ales un moment foarte drăguț. Bravo, băi! Bravo, mă, pe cine să iau, mă? Hai, fii un coach. Bravo, băi! Nu am fost surprinsă. Am fost totalmente șocată. Nu m-aș fi nicio secundă că atunci când o să mă întorc, Ștefan o să fie în genunchi. Și când m-am întors, era el jos. Vrei să fii și eram... Nu se poate așa ceva! Da, a fost un moment
foarte, foarte emoționant și nu mă așteptam, n-ai cum să te aștepți la asta. Eram în Asia Express și de aseară căutam cazări și ne supăram că nu găsim să dormim undeva. Iar acum mă cere la televizor? Da. N-ai vrut tu cerere din asta mai specială? Da, e o cerere specială și e o cerere la care nu m-aș fi așteptat nici o secundă. Da, că de acum te știi toată țara și chiar dacă vei vrea să te desparți de mine, nu mai ai cum, că te faci de rușine. Super. Nu mă așteptam, nu pot zic, mă ajuta la asta. M-a luat pe surprindere total, nimic, nu s-a trădat. Inclusiv Fodor și cu Bontea știau și, bine, Fodor a fost foarte simpatic. Eu știam. Eu am surprins o discuție la un moment dat despre Inel de Logodnă, dar mă gândeam că a planificat să facă treaba asta, dar nu în emisiune. Dacă tu ai înțeles că nu te-ai înțeles. Așa a zis. Cu o cerere. Da, cu o cerere. Am înțeles. Eu n-am înțeles. Și a zis că are și Inelul luat deja de la București. Ok. Poți să-l văd? Bravo, mă, bravo! Bravo! Da, este foarte frumos. Eu mă gândeam să o cer pe ea din nevastă mai de mult. Doar că nu găseam eu momentul că ea, bă, trebuie, într-adevăr, trebuie să fie ceva special, măcar asta. Și mi-am dat seama că, bă, cred că acum e. Asia Express și cererea în căsătorie sunt două experiențe unice pe care le-am făcut pentru prima și ultima oară. O experiență ca cea din Asia Express nu o să mai am niciodată. Și pentru ea și pentru mine e un test treaba asta. Din moment ce treci cu brio prin Asia Express și faci față ca și cuplu acestor provocări, eu cred că o să ne fie mult mai ușor de acum înainte. Noi chiar gândim la fel. Dragii mei, să fiți fericiți! Doamne ajută! Mulțumim! Etapa asta cel puțin a fost despre comori. Clar, comoara cea mai importantă pentru noi este faptul că ne-am clădit relația și am făcut-o foarte, foarte puternică în momentul ăsta. Comoara reală este că ne-am descoperit relația noastră aici și ne-am unit destinele, să zic așa. Hai că avem o nuntă la noi. Da, gata, ne-am scos. Le dorim să fie fericiți, sănătoși, să se înțeleagă, să fie la fel ca acum, să nu-și piardă nebunia asta și distracția din relație. Și frumusețea asta frumusețea. Pe care o au acum ca și cuplu. Eu m-am bucurat foarte tare, m-am bucurat ca un copil mic, mi se pare că se potrivesc tot timpul și indiferent de la care am fost supuși sau ce probleme am avut, mie tot timpul mi s-a părut că ei se iubesc și din priviri se vede că se iubesc foarte mult. Le doresc toate cele bune. Casă de piatră, dragilor, să aveți parte de o viață frumoasă. Vă doresc să vă trăiți viața așa cum Asia Express v-a învățat să fiți sau cel puțin v-a dat traiectoria acum înainte de acest moment important al vostru. Ai văzut că pe Sorin l-a chemat să gătească la nuntă, dar nu te-a chemat să faci make-up-ul Ștefaniei. Toată lumea vine la nuntă de aici. Îți dai seama. Dragii mei, trăiește mare aventură Asia Express pe antenaplay.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.